Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Eu cred că este un eveniment și știu că este un eveniment frumos în viața dumneavoastră. Un eveniment care de azi înainte v-ați împodobit viețile și o să aveți un drum frumos în cale la care astăzi l-ați unit. Da? Și am venit cu o surpriză frumoasă. Să vă aducem în dar aceste flori și să vă spunem cineva vă iubește foarte mult și astăzi vrea să vă felicite într-un mod mai deosebit. Eu sunt sigur că v-a felicitat deja, dar astăzi, în acest moment, a vrut altfel, a vrut puțin să fie mai original și uitați-vă acest buchet de trandafiri este în special pentru dumneavoastră, vă rog frumos. Aici aveți o sticluță de șampanie. Și cred că v-a dat întrebarea de la cine am venit, cine a pătrut altă să vă surprindă ceva mai frumos. Cine? Cred că așa e. De ce anume Nașii? Păi cum nățica? Este un mesaj, în afară de aceste daruri frumoase. Mai este un mesaj, dacă îmi dați voie, o să-i dăm știre, da? În toată inima vă felicit cu prilejul cununiei voastre civile, fie că aceste două inimi să vă devină simbolul iubirii voastre infinite și tandre. Vă doresc o viață frumoasă împreună, plină de momente speciale și realizări incredibile. Fiți un întreg univers. Este de la Nașii dumneavoastră, care vă iubesc foarte mult și astăzi o hotărât să vă surprindă puțin mai deosebit. Și vă iubesc foarte mult. Vă doresc o viață frumoasă, un drum verde în cale. Și ca să fiți mândria celor din jur și ei să mândrească cu dumneavoastră, cu copiii, pentru că sunteți copii pentru ei. Și o să vă las acum să lăsați un mesaj frumos și pentru Nașii dumneavoastră. Cred că m-am închis. Mai vreau să mulțumim frumos Nașilor că au acceptat să ne fie Nași, să ne fie părinți spirituali, cum se spune. Sunt un exemplu pentru noi și le dorim și lor tot ce ne doresc și ei nouă. Noi știm că ei doresc ca noi să fim fericiți, să fim uniți, să ne stimăm, să ne respectăm și asta le dorim și lor, ca să avem de la cine să luăm exemplu pe tot parcursul vieții care vom fi împreună. Aveți mai mari emoții dumneavoastră, da? Noi la fel vă dorim ca să fie tot ce este mai frumos în viața dumneavoastră, să vă împlinească visurile dumneavoastră, că aveți foarte multe visuri, să realizezi neapărat, fie ca Nașii dumneavoastră să mândrească cu dumneavoastră, este cel mai important, pentru că sunt a doua familie dumneavoastră și la fel voi vă mândriți cu ei. Și mai este un eveniment frumos, dar care cred că o să ne ajute mirile și o să deschid acest balonaj, pentru că este un eveniment tot frumos în cadrul familiei dumneavoastră. Și ca să l anunțați un pic mai original, o să rog ca mirile. Știi ce trebuie să da? Așa, ca să știi tot. Da, așa că am văzut, este o perioadă ce va fi, dar să știți că tot ce este mai frumos este special pentru dumneavoastră. Vă felicităm pentru că aveți dublu eveniment astăzi. Să vă bucurați de fiecare oaspeți care astăzi a venit la dumneavoastră. Multă sănătate și o petrecere frumoasă în continuare. Mulțumesc. Cu mare drag.